Salut, sunt Robert. Vă întrebam zilele trecute pe Facebook dacă v-ar plăcea să vă arătăm rețeta asta, dacă v-ar plăcea să facem un video cu ea și toată lumea a zis da, așa că astăzi îi dăm drumul. Cruffins, muffins, croasante, un pic din fiecare, niciuna, dar ambele. Îi dăm drumul la treabă și vedem ce iese. O să începem cu laptele. Avem nevoie de 160 de grame de lapte. Ca de obicei o să pun rețeta aici ca să o aveți, da? Să puteți să o notați, să o citiți. Deci 160 de grame de lapte pe care o să-l încălzim să fie căliu. O să-l dau cum asemenea asistente să mă ajute. Până se încălzește laptele, o să cântărim 300 de grame de făină pe care nu uitați să o cerneți. Ok. Nu uitați să dați și like, comment, subscribe. Așa mi s-a spus că trebuie să zic. Ok. 40 de grame de zahăr. Și un plic de drojdie uscată sau 7 grame de drojdie uscată. Plicul meu are exact 7 grame, așa că am scăpat de cântărit. Ok. O să pun cântarul puțin deoparte aici. Pe care le omogenizăm bine. Le amestecăm în bolul ăsta. Peste care o să turnăm laptele călduț. Bun. Mulțumesc. Turnăm aici laptele călduț. Și o să ne apucăm să amestecăm și să frământăm până se leagă tot aluatul ăsta. O să vedeți că o să devină foarte făinos. Eu îl țin în bol pentru că știți că nu-mi place să murdăresc pe aici totul și atunci mi se pare mult mai curat să mențin momentan aluatul în bol. Frământăm aproximativ 3 minute. Am strâns cât de cât o bilă pe care o pot scoate pe masa de lucru și dar mi-a mai rămas destul de multă făină pe fundul bolului. O voi scoate și pe asta pe suprafața de lucru. Să pun cântarul ăsta undeva deocamdată. Și acum frământ, încercând să integrez toată făina rămasă în aluat, până când aluatul o să nu o să mai fie așa de făinos cum este acum și o să prindă un pic de luciu. Și eu nu o să mai am făină separată deloc. Ok. Aluatul a integrat toată făina. S-a integrat toată făina în aluat și el a devenit un pic lucios, nu mai așa de făinos. Mă opresc din frământat deocamdată. Pun aluatul înapoi în bol și acum o să adaug aici 50 de grame de unt la temperatura camerei. Pic. Okay. Bun. O să continui să frământ. Deocamdată o să mențin iarăși aluatul în bol pentru că odată ce am adăugat untul tot va deveni foarte, foarte lipicios și
se împrăște peste tot. După ce se integrează untul în aluat, un pic, o scot iară pe blatul de lucru și voi continua să frământ. Din momentul ăsta o să frământ încă 15 minute. Nu uitați să vă puneți timer, că altfel nu o să știți când au trecut cele 15 minute. Ok, am frământat un minut, poate un minut și jumătate și acum untul e cât de cât integrat în aluatul nostru. O să îl scot pe blatul de lucru și să continui frământarea aici. Ok, am frământat 15 minute, aluatul nostru este foarte elastic și lucios. Acum o să-l punem înapoi într-un bol uns cu ulei sau în bolul nostru inițial care are unt peste tot, deci este perfect. Să-l acoperim cu folie alimentară și o să lăsăm la prima tură de dospit 45 de minute într-un loc cald, ferit și fără să umblăm la el. Bun. Blatul nostru a stat la dospit 45 de minute și a crescut frumos și a dublat dimensiunea. Acum o să-l scoatem pe blatul de lucru. El se va desumfla când îl scoatem, dar nu este nicio problemă. Și o să-l împărțim în 6 părți egale. O să-l cântărim ca să îl împărțim la fix. Are aproximativ 540 de grame. Îl împărțim în 6 părți a câte 90 de grame. Ok. Și acum fiecare parte din asta o să o formăm într-o bilă. Pentru asta o să încercăm să împăturim puțin aluatul ca să avem o suprafață netedă. Deci marginile le vom băga de desubt și mijlocul va ieși în afară, ca și când ați împături o pereche de șosete. Și împăturim și după aceea punem cu marginea netedă în sus pe suprafața de lucru și formăm o bilă. Așa. O să pun bilele astea pe o bucată de plastic. Câte o bilă din fiecare. Avem 6 bile pe care o să le reacoperim cu folie alimentară ca să nu se usuce. Așa. O să le pun momentan deoparte. Într-un alt bol mi-am cântărit 160 de grame de unt moale la temperatura camerei. Să stăm să povestim un pic, da? Pentru fiecare bilă
va trebui să separ o cantitate de unt din aceste 160 de grame. Deci 160 împărțit la 6 va fi aproximativ 26-27 de grame de unt. Voi separa untul pentru fiecare bilă, 27 de grame de unt într-un alt bol mai mic. Și cu spatula voi freca bine untul ca să-l fac cât mai ușor de întins pe blat. Untul nu trebuie să fie nici foarte moale, adică cald, nici foarte cald, nici foarte rece. Să fie suficient de cald încât să poată fi uns ușor, dar nu prea cald ca el să se topească și să intre în blat. Pentru că dacă intră în blat, vom pierde laminarea. Vom întinde fiecare bilă pe suprafața noastră de lucru într-o fâșie lată cam de 10 cm și cât mai lungă și cât mai subțire, după care vom unge fiecare fâșie cu 27 de grame de unt și vom umple, dacă e cazul, cu diverse umplături, după care vom rula această fâșie lungă, va ajunge ca un rulou, ca un trabuc. Și rulatul ăsta va face straturi de blat cu unt, blat, unt, blat, unt. Dacă untul este prea moale, va intra în blat și aceste straturi se vor combina și pierdem această laminare, ceea ce nu vrem. Deci untul trebuie să fie nici prea prea, nici foarte foarte. Ok. Voi separa prima porție de 27 de grame de unt. Aproximativ, nu trebuie să fiți super, super exacti. Dacă rămâneți la sfârșit fără unt, mai adăugați un pic. Așa. O să o pun deoparte momentan. Pun și cântarul deoparte. Pe suprafața de lucru îmi pun un pic de făină în caz că am nevoie pentru când întind blatul. Rolling pin, te rog să-mi dai. Am uitat de rolling pin. Iau una din bile, o pun jos și o aplatizez puțin, după care încep să o întind. O să vreau să obțin un dreptunghi lat cam de 10 cm, cum v-am spus, și cât mai lung. Cât mai lung și cât mai subțire. Bun. Eu l-am întins, mie mi-a ieșit exact sau aproape cât suprafața mea de lucru. Deci cât ar fi asta, vreo 70 de centimetri, să zic lungime, și foarte, foarte subțire. Acum voi pune deasupra aluatului untul, pe care îl înmoi un pic, îl întind aici, îl lucrez puțin, să fie cât mai ușor de întins. Ok. După care cu o spatulă întind în strat subțire și uniform pe toată suprafața blatului. L-am întins blatul, dacă aveți o mașină pentru paste sau un mixer planetar cu adaptor pentru paste, puteți să folosiți. Din păcate eu nu am, așa că le fac pe fiecare la mână. Bun.
Acum, eu o să fac două simple, probabil, nu știu, trei să zic, cu, sau patru cu merișoare și patru cu scorțișoară. Lui Darius îi plac cele cu scorțișoară, mie îmi plac cele cu merișoare și cele două simple o să vreau să le umplu ori cu un gem, ori cu ciocolată, încă nu m-am hotărât. Primele o să le facem cu scorțișoară. O să presar niște zahăr brun, ușor, deasupra untului. Nu foarte mult. După care presar scorțișoara, iarăși nu foarte mult. Bun. Și acum o să încep să rulez, începând din partea asta, cât mai strâns și să nu lăbărțez acest rulou foarte mult. Am nevoie un pic de o spatulă. Se dezlipesc blatul de suprafață. Okay. Încep să rulez ușor, folosind degetele, cât mai strâns. Și am format un rulou pe care momentan o să-l pun pe un plastic și îl pun deoparte undeva. Și trecem la următoarea chiflă, următoarea bilă. Da? Aplatizăm din nou. Întindem din nou, ungem, umplem, rulăm și așa mai departe. Aici pe asta o să umplu cu niște merișoare, dar la fel am presărat niște zahăr ca să îndulcesc blatul, pentru că are foarte puțin zahăr în el. Bun, am terminat, n-a derulat toate bilele și am obținut 6 rulouri pe care acum le vom pune la frigider timp de 15-20 de minute să se întărească puțin untul, să ne fie mai ușor să lucrăm cu ele și să nu riscăm să se topească în mâna noastră untul în timp ce le formăm. Bun, rulourile noastre au stat la frigider, s-au întărit puțin,
Acum o să avem nevoie de o tavă de brioșe pe care o să ungem foarte bine cu unt în fiecare dintre cavități și după aceea o să pudrăm cu făină, astfel încât crafting-urile să nu se lipească de tavă, să iasă foarte ușor. Bun, și acum o să punem făină să le pudrăm bine. Ok. Va fi peste tot. Putem să luăm rulourile. Fiecare rulou va fi tăiat în două pe lungime și vor ieși două crafinuri din fiecare. Deci avem 6 rulouri, vor ieși 12 crafinuri. O să iau primul rulou, haide să iau unul din ăsta cu scorțișoară, că o să se vadă mult mai bine straturile și îl tai de-a lungul. Puteți să vedeți foarte bine aici straturile de blat, unt, blat, unt. Și acum vreau să-l rulez și să-l pun într-o formă de brioșă, dar vreau ca ambele capete să fie dedesubt. Pentru că atunci când va crește și când va fi la cuptor, dacă rămân capetele deasupra, risc să se ridice și să aibă o formă ciudată și în același timp vreau ca în partea de sus să fie interiorul, ca să se vadă frumos straturile. Și atunci o să-l îndoi și o să vin dedesubt. Și acum îl așez frumos aici. Nu vreau să apăs foarte tare pentru că vreau să las loc să mai crească. Îl pun așa. Cu interiorul îndepărtat de mine, da? Îl îndoi și vin dedesubt. Îl așez în formă. La fel facem cu toate. Ok, le-am format pe toate. Acum vom acoperi tava cu o folie alimentară. Eu o folosesc tot pe aceeași. Nu foarte strâns, pentru că ele vor crește și să nu fie presate de folie. Și le punem într-un loc cald, ferit, iarăși fără să umblăm la ele, timp de 2 ore jumate sau poate chiar 3 ore, până cresc foarte, foarte mult, aproape să fie duble în dimensiune față de cât sunt acum. Și vom reveni. Crafinii noștri au stat 2 ore jumate la dospit și au crescut foarte frumos. Acum va trebui să îi punem la cuptor. La 200 de grade, timp de 25, poate chiar 30 de minute, până se rumenesc bine, bine, bine deasupra și revenim. Gata, am scos crafting din cuptor, acum le vom întoarce și le vom trânti de masă. Asta n-a ieșit. Ok. Arată foarte bine. Și le vom pune la răcit puțin, pentru că sunt foarte, foarte fierbinți.
Am un rack aici de semne pe care pot să le pun. Să se răcească mai bine. Astea sunt. Arată foarte, foarte bine. Vă mulțumesc că v-ați uitat, sper să încercați rețeta și să îmi trimiteți poze cu rezultatele voastre.